Cartea dorințelor de Gerard Leleu. Dorința. Punctul de pornire îl constituie instinctul sexual, care este nucleul biologic al dorinței. Acesta se manifestă sub forma unei pulsiuni pe care o resimțim ca pe o necesitate de a face dragoste, necesitate în stare pură, căci nimeni nu ne-o solicită și nici nu ne gândim, în momentul dat, la cineva anume. Această necesitate se ivește la nivelul arhaic al creierului, din creierul de reptilă, care conține instinctele fundamentale, hrănirea, violența și copulația, și are viața sa independentă, adoarme și se trezește conform unui ritm propriu, aparent fără periodicitate ori motivație. Vă irită ca foamea, fără să vă ceară părerea. Sună alarma pentru sexul dumneavoastră, chemând la bătălii despre care nici nu v-ar trece prin cap. Un exemplu al acestui soi de pulsiune elementară îl constituie erecțiile pe care le avem dimineața, bărbați ori femei. Acele faimoase treziri triumfale, dacă ar fi să le urmăm orbește, am sărit pe prima persoană care ne-ar apare în fața ochilor, doar dacă nu am recurge la o ședință de masturbare. Acest arzător obiect al dorinței. În majoritatea cazurilor, dorința se trezește cu ajutorul unui declanșator. Acesta poate fi un vis, o fantasmă sau un obiect exterior, imagine, ființă în carne și oase, etc. Obiectul declanșator emite semnale vizuale, sonore, tactile sau de miros. Receptorii organelor noastre senzoriale, vederea, auzul, mirosul, pielea, le captează și le trimit arheocreierului, în special hipotalamusului, sediul instinctual sexual. Și așa, dorința ia loc. Semnalele vizuale sunt bine cunoscute. Oricine știe că vederea unei femei dezbrăcate declanșează dorința masculină. Trebuie spus că, desenând pe trupul femeii maximum de sentimente pentru declanșarea dorinței, natura a realizat o operă de artă de cea mai înaltă clasă. Sânii, de exemplu, sunt o capodoperă a magnetismului. Trei cercuri concentrice de diametru descrescător, de colorație progresivă și de relief variat, sânul propriu-zis, aureola și mamelonul. Ce vreți mai subtil elaborat în vederea atragerii atenției? În plus, mai sunt așezați și în jumătatea de sus a corpului, la evanscenă. Ce vreți mai spectaculos? Pe de altă parte, sânul plin și rotund fiind, din punct de vedere biologic, animalele femele nu dispun de mamele decât în perioada lactației. În afara acesteia, neavând decât niște simple sfârcuri, sânul feminin este cu evidență o chemare a celeia ce se oferă, chemarea pe care și-o trădează de altfel în timpul jocurilor erotice, când își mărește cu aproximativ 25% volumul, își reliefează aurola și își umflă sfârcul. Să ascundem deci sânii în afara actului iubirii, căci a-i arăta la fiecare pas înseamnă a-i banaliza ca semn și a le reduce puterea erogenă. Hotărât lucru, natura adoră cercurile și țintele. Priviți desenul trasat de conturul abdomenului, al șoldurilor, apoi de curbele coapselor. Totul este circular. La mijloc, punctată de triunghiul părului pubian, vulva, invizibilă. La drept vorbind, ar trebui să fie semnalizată ca un panou de avertizare. Pupilele, încă o poveste cu cercuri. Se știe că diametrul lor variază în funcție de lumină, ca diafragma unui aparat fotografic. Se mai știe, în ultima vreme, și că această variabilitate ține și de nivelul dorinței sexuale. Arătați unei femei fotografia unui bărbat gol. Pupilele îi se vor dilata. Aceeași mitriază și dacă femeia întâlnește un bărbat care îi place. Pătrunzând în inconștientul masculin, dilatarea pupilelor feminine îl tulbură.
Frumoasele Romei antice știau acest secret al naturii și își puneau în ochi picături de beladonă pentru a-și mări puterea de seducție. Este foarte probabil ca midriaza să se producă și la bărbatul tulburat sexual. Astfel, printr-un joc de oglindire, dilatarea pupilei multiplică dorința. De asemenea, mirosurile sunt și la oameni mesageri ai dorinței. Moleculele odorifere, feromonii, sunt secretate de către glandele sudoripare, sebacee și apocrine în locuri privilegiate, scobiturile axilare, regiunea genitală, mai ales vaginul, regiunea anală, aureolele sânilor. Difuzate în toate direcțiile, ele atrag partenerul și îi ascult dorința. Antrenați de toate aceste semnale, dacă circumstanțele o permit, trecem la actul propriu-zis. Îndeplinim, adică, gesturile necesare pentru satisfacerea dorinței și, astfel, ajungem la plăcere. De acum, dorința asociată obținerii plăcerii este revitalizată. Rolul de amplificator îl joacă memoria. Ea încarcă orice situație cu semnalmentele plăcerii, dacă o situație similară a mai produs anterior plăcere. Putem spune că dorința își atrage forța din amintire, de unde și definiția dorinței. Anticiparea în imaginar a unei plăceri scontată ca posibilă în realitate. Iată-ne vorbind despre dorință și nu despre necesitate. Abia din momentul în care impulsul este trezit de un declanșator, o ființă de carne și îmbogățit de perspectiva plăcerii, acesta capătă dimensiunea umană și este tipul de dorință despre care vorbim. Este o stare superioară a dorinței, aceea în care ființa purtătoare de semnale senzuale este cea aleasă și cea iubită. Calitatea dorinței și a plăcerii ating atunci punctul maxim. Ceea ce știți despre dorință este ceea ce simțiți, o stare emoțională de fericire, care vă sporește sentimentul binefacerii de a trăi. Este asemenea, în sufletul și în trupul dumneavoastră, această așteptare deschisă, această veselă nerăbdare. Dorința este pentru sexualitate ceea ce foamea este pentru nutriție. Tot așa cum apetitul se manifestă prin colici stomacale, dorința sexuală este semnalată prin senzații voluptoase la nivelul organelor sexuale, care se umplu cu sânge. Dorința vaginală este intensa impresie de gol, de fântână a dorinței, marcată de nevoia pulsatilă de a fi umplută. Dorința peniană este senzația de tensiune extremă legată strâns de nevoia de a penetra. La început, lucrurile acestea sunt plăcute, mai puțin pentru ființe care resimt acut sentimentul de vinovăție. Se poate spune chiar că dorința este o formă de plăcere, însă, dacă împlinirea ei întârzie prea mult sau se dovedește imposibilă, tensiunea crește până când se transformă în neplăcere. Să tânjești și să râvnești merge o vreme. Până la urmă, totuși, devenim nervoși, iritabili, ba chiar anxioși. Insatisfacția poate duce până la depresie, dacă se prelungește dincolo de limita suportabilului. Trecând pe la Freud, pentru Sigmund Freud, dorința este manifestarea pulsiunii sexuale, pulsiune care vorbește despre pulsiunea vitală sau eros. Acest eros este forța destinată să prezerve, ba chiar să sporească unitățile vitale, menținându-le în necontinență, tensiune și activitate. Este opusul tensiunii morții, care vizează distrugerea unității vitale, anulându-le tensiunea și făcându-le inactive. Mai mult, eros este principiul unității, unitatea între gameți și unitatea dintre indivizi. În general vorbind, eros este forța care tinde să refacă unitatea, pornind de la fragmente și care poate fi văzută la lucru în mitul lui Aristofan, dezvoltată de Platon în Banchetul și reluată de Freud. La origine, în negura timpului, omenirea era făcută într-un singur soi de ființă, androginul,
care avea caracteristici atât masculine cât și feminine. Ființa aceasta a fost separată în doi indivizi, cu sexe diferite, cuvântul sex însemnând a secționa. Acoplându-i, Eros încearcă să reconstituie unitatea originară. După Freud, o parte din pulsiunea sexuală se orientează către organele sexuale, în principal către zonele erogene, pentru a se putea satisface. Psihanalistul numește această parte pasiune parțială, iar satisfacția astfel obținută plăcere a organului. Ramura aceasta nu este altceva decât instinct. O altă ramură a pulsiunii sexuale va iriga câmpuri de activitate care nu au nimic sexual în sensul comun al cuvântului, muncă, artă, creativitate, etc. și nu relevă nimic instinctual. Astfel, pentru psihanaliști, pulsiunea sexuală deschide un teritoriu mai vast decât acel al activității sexuale propriu-zise. Morala tradițională dezaprobă pulsiunile parțiale și senzațiile pe care acestea le trezesc în viața noastră sexuală. Tot în ea a plantat în miezul conștientului un cenzor însărcinat cu refularea în inconștient a acestor abominante puseuri de dorință sexuală. Însă, forța pulsiunii este atât de mare încât dată afară pe ușă se reîntoarce pe fereastră după ce, în prealabil, s-a deghizat în vise, fantasme, acte ratate, nevroze, adică în tot atâtea travestiuri ale dorinței. Și deși dorința este mai puternică decât interdicțiile la care este supusă, interdicțiile acestea reușesc să transforme fericirea de a dori într-un trist surogat. Printre alții, și Freud a insistat asupra rolului fantasmelor. Pentru el, pulsiunea sexuală se hrănește mai mult din jocul imaginarei mentale decât din realitate, dar, în imaginar, este anticipată voluptatea. Altfel spus, dorința locuiește mai degrabă în minte decât în faptele palpabile. Iată și motivul pentru care este atât de sensibilă la fenomenele psihice precum interdicțiile, angoasa, vinovăția, emoțiile sau ideile negative. Puterea dorinței, această forță care ne lansează în căutarea plăcerii, Freud o numește libido, termen latin care înseamnă dorință, chef. Concept cantitativ, termenul denumește energia pusă la dispoziție de către pulsiunea sexuală. Contrar utilizării lui comune, termenul libido privește aspectul psihic al pulsiunii sexuale și nu excitația sexuală somatică, ceea ce nu împiedică această forță să relaționeze cu zonele erogene. Mai târziu, Young și Brode au lărgit înțelesul conceptului de libido pentru a descrie în întregime această energie mentală, nu doar latura ei sexuală. Dorință și lipsă. Cu siguranță, vă iubiți și vă doriți soțul. Sunteți fericită când se întoarce acasă după o zi de muncă. Dar nu ați putea afirma chiar că zgomotul cheii în ușă vă tulbură de fiecare dată și nici că odată sosită ora de culcare, seară de seară, inima vă bate nebunește de mult ce-l doriți. Ok, e aici, e foarte bine, dar pur și simplu e normal să fie așa. Într-o zi însă, pleacă la o specializare în Italia. Pe măsură ce timpul trece, îi simțiți tot mai acut lipsa. Ați vrea să îl strângeți în brațe și brațele lui să vă cuprindă. A cincea zi de la plecare, strecurându-vă în așternuturi, aveți atâta nevoie de bărbatul dumneavoastră încât vă cuibăriți pe locul lui de pat. Îi îmbrățișați strâns perna și vă lipiți pântecele de saltea, gândindu-vă cu ardoare la el. Și, dintr-o dată, vă fulgeră o idee. Dacă și el are tot atâta nevoie de a face dragoste ca și dumneavoastră. Și dacă chiar o și face cu una dintre acele irezistibile napolitane, fierbinți ca Vezuviul când se va trezi. Se știe bine că unele hoteluri propun oamenilor de afaceri fete pentru a le înveseli sterile.
atunci vă cuprinde o nerăbdare groaznică de a-l vedea revenind. Inima și trupul dumneavoastră nu-i mai pot suporta absența. Într-a 10-a zi, când el revine în sfârșit, vă repeziți în hol, în întâmpinarea lui, și îl trageți în dormitor. Peste încă 8 zile, totul a revenit la calm. Când se întoarce acasă, vă bucurați fără a mai palpita, iar la culcare vă simțiți în apele dumneavoastră, fără a mai delira de dorință. Tocmai ați experimentat una dintre legile esențiale ale dorinței. Forța acesteia este direct proporțională cu amplitudinea lipsei. În fapt, dacă ființa dorită este alături și accesul la ea autorizat, lipsa resimțită, simplu de contracarat, va fi de o intensitate ușoară și, în consecință, de ușoară intensitate va fi și dorința. În schimb, dacă obiectul dorinței este inaccesibil, îndepărtat ori interzis, lipsa va fi mai profundă și tot atât de profundă și dorința. Să presupunem acum că obiectul se apropie și devine accesibil. Lipsa se reduce într-atâta încât poate chiar anula dorința. După cum bine se poate observa, lipsa este unul dintre constituenții esențiali ai dorinței. Fiecare dintre noi a putut verifica următoarea lege fundamentală a psihologiei. Nimic nu dorim mai mult decât ceea ce nu avem. Este ceea ce și Balzac confirmă lapidar. A voi ne macină și a putea ne distruge. În ceea ce îl privește pe Lacan, după ce acesta afirma omul nu este decât dorință și lipsă, evoca impresia de insatisfacție vopsită în culorile anxietății pe care o resimțim în întreaga viață și care ne împinge să căutăm obiectul miraculos care va pune capăt acestei senzații de lipsă și acestei neîncetate căutări. Este adevărat că, pentru ființa umană, a trăi înseamnă a păși din stare de lipsă în stare de lipsă. Cea mai atroce este aceea imediat următoare nașterii. În pântecele matern, copilul trăiește într-un adevărat paradis marin. La căldură, în miezul unui întuneric blând, plutind fără greutate în lichidul amniotic, legănat în valurile provocate de respirația mamei, mângâiat de pereții molateci care abia de lasă să treacă vătuite vagi zgomote. Și, într-o zi, survine pur și simplu un cataclism. Marea se dezlănțuie și împinge copilul într-o strâmtoare a suferințelor și angoaselor pentru a-l arunca într-o lume îngrozitoare. O lumină crudă îl orbește, un aer de gheață îl înfășoară, zgomotele fantastice îl asurzesc, povara de plumb a gravitației îl dă gata. Pe piele, i se imprimă urmele unor contacte dure, în timp ce corpul este supus unor deplasări fulgerătoare. Acest eveniment, atât de penibil, este numit de otorac traumatismul primitiv, iar de Frederic Leboeuf masacrul inocentului. Iată ce se poate spune despre cât de mult îi lipsește micuțului paradisul matern. Apare o senzație nouă, aproape insuportabilă, ceva care extinde, adâncește și agravează lipsa și angoasa, foamea. Totalmente neputincios, copilașul nu are altceva de făcut decât să strige. Atunci, simte cum este ridicat și, pentru o clipă, între braț și sân, își regăsește paradisul pierdut. Căldura, dispariția greutății, leagănul, delicatețea, vocea de altă dată, bătăile unei inimi cunoscute. Este momentul descoperirii unei alte voluptăți. În gură îi curge un lichid cald și uleios, care îi stinge spasmele pântecului și îi umple golul din trup. Și, uite așa, gata cu frigul, cu foamea, cu singurătatea și cu angoasele. Viața redevine plăcere, cel puțin pentru un timp. Sigur că doar pentru un timp, fiindcă, în curând, paradisul i-a sfârșit.
Copilul este pus la loc în pătuți, unde se trezește dintr-o dată singur, departe de vocea cea dulce, departe de tandrul contact, departe de legănări și, mai ales, departe de acel minunat lichid care îi umpluse mai întâi gura, apoi întregul trup. Atunci, lipsa îl macină din nou și iată că foamea își face iarăși apariția, făcându-l să se simtă parcă și mai golit decât înainte, o lipsă abisală. De acum, micul om s-a înscris pe calea destinului. Va merge din zi în noapte, din infern în paradis, din lipsă de plenitudine și invers. Se poate spune că noi oamenii suntem experți ai lipsei, ceea ce ne educă în a ne construi personalitatea într-o imaturitate. Dacă fazele alăptării înseamnă bucățele de paradis, fenomenul se explică prin aceea că, datorită apropierii intime a celor două ființe, aceste faze sunt trăite ca remake-uri ale fuziunii uterine. Cu diferența că nirvana uterină este un sentiment oceanic de bunăstare, ceva difuz și fără de limite, în care plutește, pe când fericirea subtului, născută prin amorsarea uniunii mamă-copil, așadar, printr-o stare totală de confuzie, se va impune drept relația dintre două ființe distincte. Evident, laptele nu este livrat de un distribuitor automat, ci este darul venit din partea altei ființe. Rapid, fiecare dintre cei doi actori va percepe că toate simțurile, ceea ce vine din partea celuilalt, în special în materie de sentimente și intenții. În curând, fiecare va reacționa în felul său. Hrana instaurează astfel un adevărat proces de schimb. Se poate spune că ea fundamentează comunicarea, în special cea bazată pe iubire, în măsura în care este dominată de afectivitate. Densitatea acestei relații este condiționată de senzualitate, adică în tot ceea ce simțurile copilului percep ca plăcut. Este vorba, mai întâi, despre acea voce care îl face să tresară, vocea pe care, timp de 9 luni, a putut-o auzi în surdină. Este vorba, de asemenea, la nivelul gurii, despre minunatul lichid alunecând pe mucoasele rafinate care, atunci când se aprinde dorința de hrană, declanșează plăcerea produsă de cealaltă ofertă. Se adaugă, în timp ce vocea îl încântă și laptele curge, miraculoasa senzație care îl învăluie. Pe întreaga suprafață a pielii percepe atingeri mirifice. Dintr-o dată, relaționarea și bunăstarea se amplifică pe imensa întindere tixită de receptori și senzori. Cât despre miros, credeți-mă, joacă un rol fundamental. Micuțul, cuibărit la pieptul mamei sale, plonjează într-o adevărată baie de mirosuri. Parfumul sânului, pe unde sosește laptele, efluvii ale scobiturilor axilare, atât de apropiate, parfumul respirației materne, care îi mângâie fața, mirosul părului, care din când în când îl gâtilă, mireasma zonei urogenitalo-anale, care ajunge până la el. Toate aceste mirosuri pecetluiesc un pact pe viață între nou-născut și mamă. Feromonii au un impact afectiv considerabil. Rinencefalul, acea parte a creierului care înregistrează senzațiile olfactive, este totodată și centrul emoțiilor. Mai mult, este dotat cu o memorie infailibilă. Toată viața, emoțiile olfactive ale primei copilării vor trezi în noi rafale de bună dispoziție și dorință de apropiere. În sfârșit, ultimul sosit la festin, viziunea oferită de celălalt, mimica și mai ales actul cu adevărat magic care este surâsul. Astfel, în jurul actului de a suge se organizează o constelație de senzații agreabile și se fundamentează o relație. Beatitudinea micuțului și starea profundă de mulțumire care îl leagă de mamă
conțin în germene dragostea. Când această dragoste îi învăluie pe amândoi, când relația micuțului trup lipit de celălalt trup este și relația inimii ca și lipită de cealaltă inimă, relația mamă-copil devine cea mai intensă și mai intimă dintre relațiile umane, veritabil prototip al relațiilor de iubire. Această primă dragoste este înscrisă pe viață în pielea mușchii și sufletele noastre. Privim mereu cu nostalgie către acest paradis descoperit și mai apoi pierdut, căci nimeni în lume nu ne va mai putea acorda o asemenea dragoste care să frizeze absolutul. Iată de ce vom rămâne întreaga viață ființe ale lipsei și ale dorinței. Nu numai subtul ne împiedică experiența frustrării. Vor apărea rapid interdicții pe care terțe persoane le vor interpune între dorința noastră și mamă și, mai general vorbind, între dorințe și obiectul lor. În primul rând, este omul acela, tatăl, care ia prea des și prea îndelung mama de lângă noi și o împiedică să fie în întregimea noastră. Dacă, din nefericire, am face după cheful nostru în pofida interdicției, pedeapsa ar fi teribilă, ne-ar castra, nu altceva. Mai târziu, întreaga lume ni se va pune de-a curmezișul dorințelor, familia, profesorii, preoții, polițiștii, judecătorii. Fiecare se va strădui să ne frustreze cumva și, dacă nu ne vor putea suprima dorințele, vor picura în noi fierea angoasei și a complexului de vinovăție. Din fericire, și noi suntem isteți și reușim să încălcăm interdicțiile. Iar, în a brava în fața pericolului, în a ne depăși temerile, vom descoperi întreaga serie de plăceri picante care, pur și simplu, acordă vocație erotică încălcării interdicțiilor. Iată în ce constă plăcerea perversiunii. Dorință și rivalitate. Situația în care lipsa devine amenințătoare este aceea în care un rival încearcă să ne fure persoana iubită. În acest caz, reacția este conformă legilor lipsei. Dorința devine de două ori mai aprigă sau, dacă cumva dispăruse, își face iarăși apariția. Totul se întâmplă ca și cum dorința s-ar hrăni în incertitudine și suferință. Nu dorim prea intens un obiect, scrie Gilbert Thorpman, dacă nu ne temem că ar putea intra în posesia altcuiva. Girard afirmă că dorința este în esență triunghiulară și nu există în realitate decât prin situare în raport cu un rival real ori imaginar. Imaginar, desigur, fiindcă fantasmele joacă aici un rol capital, fie că amenințarea e pură fantasmagorie, fie că are o sămânță de realitate, vom țese în jurul ei o aură de fantasme. Reciproca, vai, e și mai valabilă. Odată eliminat rivalul, dorința se înstompează din nou. Valoarea erotică a obiectului râvnit se risipește din momentul intrării în proprietate personală și reducerii la bunul plac al utilizatorului. Partenerii se reîntorc la indiferența sexuală și la sfărăitul de voie. Dorința, confirmă Gilbert Thorpman, persistă atâta timp cât obiectul ei declanșează în noi o emoție precum suferința sau senzația de insecuritate. Însă, odată învins rivalul, pleacă și dorința. Permanenta disponibilitate a partenerului ucide imaginarul erotic. Nici pericol, nici lipsă, nici fantasme. Atunci, nici dorință. Dedesubturile dragostei sunt adesea crude, totuși este mai bine să le cunoaștem. Dorință și dragoste. Poți dori fără să iubești? Ce loc ocupă dorința în dragoste? Cu toții ne-am pus această întrebare, că putem dori, că putem face dragoste și avea orgasm fără să iubim. Este evident.
să ne amintim de aventurile noastre efemere și mai ales de iubitul sau iubita de o noapte. Nu am atins oare cu aceștia culmile erotismului și ale complicității carnale? Să ne amintim de legătura cu acel bărbat care făcea dragoste ca un zeu, cu acea femeie ale cărei mișcări experte ne smulgeau strigăte și cu cealaltă supradotată în ale felației. Oare i-am iubit? I-am luat oare în căsătorie? Și totuși, numai Dumnezeu știe în ce măsură i-am dorit. Să-i mai notăm și pe cei care, în aceste vremuri ale liberalizării, practică amorul sport din pur hedonism, dar și acele menajuri pe care timpul ori conflictele le-au adus la indiferență, ca să nu zicem chiar ostilitate. Și acolo se face dragoste fără dragoste. Energiile corpului trebuiesc eliberate. Fără îndoială, în aceste cazuri, trebuie vorbit despre nevoie, nu despre dorință. A dori fără a iubi nu are decât o singură formă de manifestare. Fericirea, cea adevărată, nu rezidă în asemenea întâlniri. Plăcerea este ceva bun, dar exercitată doar ea singură nu poate provoca fericirea. Voluptatea potolește nevoia simțurilor, însă nevoia de afecțiune rămâne aceeași. Organismul nu produce fericire, scrie Weinberg, fiindcă actul iubirii nu este unul tehnic, precum tenisul sau dansul. Bogăția reală se găsește în valoarea sa afectivă. Cei care se rezumă numai la tehnică își reduc plăcerea și, în general, își reduc chiar plăcerea de a trăi. Se poate însă și invers, să iubești fără să dorești. Nu știu dacă există cupluri care să nu fi simțit măcar o adiere a dorinței și care au trăit o întreagă, lungă poveste platonică, dar știu că viața fiecărui cuplu conține perioade de castitate. Durata logodnei de pe vremuri, de exemplu, perioadele de separare de astăzi din cauza studiilor, călătoriilor sau bolilor. În asemenea cazuri, dorința subzistă, dar este pusă la păstrare. Pentru anumiți indivizi, dorința este prea puțin constrângătoare, ori pentru că așa sunt făcuți aceștia, ori pentru că au subminat-o și, din această clipă, împart între ei plăcerea cercetării estetice, intelectuale sau spirituale. Să notăm că spiritualitatea și erotismul nu sunt de neîmpăcat, erotismul putând hrăni spiritualitatea și invers. Este astfel cazul erotismului sacru al filozofilor. În sfârșit, mai sunt și ceilalți care au cunoscut nebunia trupească și au evoluat mai apoi spre alte valori pe care deja l-am amintit, estetice, intelectuale, spirituale sau valori afective, tandrețea printre altele. Această evoluție a avut loc din cauza unei mutații psihologice, ca aspect al unei maladii sau din cauza îmbătrânirii. Și totuși, vom vedea că îmbătrânirea nu antrenează fatalmente scăderea libidoului. A dori și a iubi reprezintă visul fiecărui om, reunind cele mai bune condiții pentru desfășurarea sexualității sale. În acest caz, nu-i nevoie să cunoaștem cele 1000 de mângâieri ale Kamasutrei, cele 46 de poziții ale miticii cărții roșii a sexului. Nu contează dacă suntem campioni ai contactului sexual ori ai cunningulismului. Mă atinge, o ating și iată fericirea. Dar ce spun eu? Iată euforia. Când există adecvare completă între sentiment și dorință, acestea se susțin una pe alta, se amplifică, se ridică reciproc, iubirea înzecind senzațiile, iar sensualitatea multiplicând afectivitatea. Nici o graniță între suflet și trup, ființa își trăiește absoluta plenitudine. Lucrul este valabil pentru ambii parteneri.
Așadar, atunci când trupul și sufletele se sprijină reciproc, suntem în fața fericirii perfecte, a frumuseții arzătoare, a beatitudinii absolute. Un întreg căterciu de îngeri cântă și dansează în jurul patului, iar corul tuturor îndrăgostiților care, dintr-o dată, formează una și aceeași comuniune și ecourile tuturor celor care s-au iubit de când iubirea există, umplu dormitorul. Alternând cu multitudinea de te iubesc, o rugă urcă de pe buzele celor care celebrează această meșă, o Dumnezeu al iubirii, fii binecuvântat! Oricare dintre noi, aflat pe asemenea culmi, a simțit transcendența iubirii. Pe cât cred că dorința este pigmentul și cimentul cuplului, pe atât mă pun în gardă contra confuziei sentimentelor, mai mult decât oricând în asemenea situații. Ne luăm emoțiile și dorința drept realitate a dragostei. Mereu a fost așa. Simone de Beauvoir prevenea adolescentele să nu confunde umezirea sexului lor cu iubirea. În epoca noastră, totul concură în amestecarea lucrurilor ca pe cărțile de joc. Expansiunea sexuală care invadează mass media și toate acțiunile cotidiene, aliată cu narcisismul înconjurător care laudă aparențele, par a glorifica o pretinsă călătorie din dragoste. În realitate, partenerul este ales dacă imaginea, prezența sau sex appeal-ul lui au o anumită asemănare cu modelele sexy de pe ecrane ori de pe copertele magazinelor ilustrate. Căsătorie fragilă, însă, căci și partenerului îi se întâmplă ceea ce îi se întâmplă și imaginilor. Pălesc și dorința pălește odată cu ele. Atunci, nu-ți mai rămâne altceva de făcut decât să te debarasezi de imaginea depreciată, de partener, adică. Dorință și diferență. Dorința se naște din diferență. Iată de ce natura a împărțit omenirea bipolar și a adăugat organelor genitale diferite, în invenție logică, aspectul diferit de la individ la individ, ceea ce, în definitiv, nu era obligatoriu pentru a purta o sarcină. Dacă aspectul fiecăruia este diferit, este pentru că doar polii diferiți se atrag. Nu există atracție fără diferență. Diferență înseamnă necunoscut, așadar imaginar, așadar dorință. Diferența este ceea ce catalizează și mobilizează ființele și faptele să se apropie, să se întâlnească. Tot ceea ce sublinează specificitatea femeii și a bărbatului atâță dorința, stimulează dragostea și augmentează creativitatea. Și invers. Tot ceea ce estompează diferențele stinge dorința și sterilizează umanitatea. Ce poate fi mai stins, mai mort decât o specie unisex, ori o lume uniformă? Iată de ce toate ideologiile, toate revendicările, toate modelele care țin să niveleze specificitățile morfologice sau comportamentele sunt tot atâtea amenințări la adresa dorinței și a speciei. În cuplu, dorința se naște din diferență. Oscilațiile dorinței. Puterea dorinței variază de la un individ la altul. Unii au nevoie să facă dragoste de mai multe ori pe zi, alții doar de câteva ori pe an, și asta independent de vârstă. Între aceste două extreme, toate gradele de variabilitate a dorinței sunt posibile. Chestiune de temperament. Unii sunt mai ferbinți, alții mai puțin. Când nevoile sunt excesive, lucrurile țin însă și de patologic. La bărbați este vorba despre satiriasis. La femei, despre nimfomanie. Dacă ne referim la o singură persoană, dorința variază de la o săptămână la alta, de la o zi la alta, ba chiar de la o oră la alta. Oboseala, boala, preocupările reduc dorința. Odihna, călătoriile, un nou parfum o stimulează și anotimpurile joacă rolul lor. În pofida a ceea ce se crede,
nu primăvara este libidoul în floare, ci toamna. La femeie, libidoul fluctuează în funcție de ciclul menstrual. Vom reveni. Indiferent de circumstanțele exterioare sau de modificările interne decelabile, dorința variază după un ritm propriu. Fără a ști de ce, iată-vă în această după-amiază cu privirea seducătoare și sexul în vervă. A doua zi, nici măcar o privire pentru top modelul care se leagănă pe trotuar. Și când seara soția vă strânge un pic mai tare în brațe, căscați de vă trosnesc fălcile. Doar așa veți putea eschiva invitația. Aceste variații ale pulsiunilor sunt fără îndoială legate de bioritm, orologiu intern care impune funcțiilor noastre ondulații ciclice. În cuplu, problema este că avem de a face cu două persoane, deci cu două bioritmuri, și că accentele dorinței riscă să nu fie întotdeauna sincrone. Dacă atunci când se produce un decalaj ne amintim de fenomenul bioritmului, ne vom acorda mai ușor cu partenerul. În orice caz, pentru specia căreia îi aparținem, adevăratul dar din ceruri este permanența dorinței, pe când animalele au propriile lor perioade de călduri, de rut, și aceasta în niciun caz de mai mult de 2 sau de 3 ori pe an. Noi oamenii dorim tot timpul sau aproape. Să fim conștienți de acest dar și să profităm de el. Hormoni și dorință. Hormonii feminini, estrogenul și progesteronul, secretați de ovare, joacă un rol limitat de dorința feminină. Pentru femeia ale cărei ovare au fost îndepărtate, ovarectomie, ori care au încetat să mai funcționeze, menopauză, dorința persistă. În mod special, estrogenul nu afectează direct dorința. Totuși, ar fi de notat că procentul de estradiol crește atunci când femeia percepe semnale erotice. Se știe, de asemenea, că augmentarea estrogenului în a 14-a zi provoacă hipersensibilitatea mucoasei olfactive, care devine de zeci de mii de ori mai ascuțită și, din această cauză, captează la maximum mirosurile masculine excitante. În plus, augmentarea aceasta determină o recrudescență a secreției de feromoni, moleculele odorifere care excită dorința masculină. În realitate, adevăratul rol al estrogenului nu se situează în inventarul dorinței, ci în acela al preparativelor plăcerii, căci el nu intervine nici în lubrifierea, nici în tonificitatea vaginului. După ablațiunea ovarelor, la fel ca și cursul menopauzei, mucoasa vaginală se usucă și se atrofiază. Durerile care rezultă nu incită căutarea plăcerii. Din fericire, vom vedea că este ușor să prevenim această uscare. Adevărații hormoni ai dorinței sunt hormonii masculini, androgenii și, în special, testosteronul. Secretați în mare cantitate în testicule și în cantitate medie în glandele suprarenale. Bărbaților, al căror testicule sunt ridicate, castrare ori inactive, tratament antiandrogen, dorința le este atenuată. Dacă li se administrează androgen, pulsiunea își recapătă forțele și, pentru femei, testosteronul secretat de glandele suprarenale este principalul mesager al dorinței. Dovadă, faptul că atunci când femeia primește semnale erotice, încărcătura de androgen crește, iar când îi se administrează hormon masculin, ca în cazul anumitor tratamente, dorința îi se amplifică în mod considerabil, iar clitorisul capătă dimensiuni apreciabile. Tot astfel, dacă dorința persistă după ovarectomii sau la menopauză, aceasta se datorează androgenilor secretați de glandele suprarenale. Iată de ce amblațiunea acestora, din urmă, stinge dorința.
Testosteronul este activatorul principal al circuitelor cerebrale ale dorinței. Mai precis, el stimulează secretarea dopaminei de către sistemul limbic. În cursul ciclului menstrual, încărcătura de hormoni a femeii variază și, în consecință, variază și dorința. În prima parte a ciclului, procesul de estrogen urcă pentru a atinge vârful de sarcină în a 14-a zi, adică la ovulație. Acești hormoni provoacă maturarea ovarului și cresc adezivitatea mucoasei colului uterin. Lucru genial, căci dacă din întâmplare un spermatozoid ar trece pe acolo, îndată ar fi prins și convins să urce și să facă puțină curte ovulului aceluia. Cum dorința femeii se amplifică, începând din a 10-a zi, pentru a culmina în cea de-a 14-a, putem paria că aceasta va reuși să-i stoarcă iubitului ei un lot reușit de spermatozoizi. Nu esterogenul a declanșat acest pușeu de dragoste, ci androgenii, al căror procent a început să crească. Odată trecută ovulația, secretarea unui alt hormon feminin, progesteronul, începe să își facă simțită prezența. Acesta pregătește mucoasa uterină pentru a primi ovulul fecundat. În paralel, dorința începe să descrească. Spermatozoidul, odată prins, organismul feminin nu mai are chef de cel masculin. Acum, perioada este embrionul care stă să apară. Recrudescența dorinței poate surveni totuși și în 2 sau 3 zile înaintea menstruației, ba chiar și în timpul acesteia. Multe femei devin atunci anxioase, fără îndoială nostalgia sarcinii pierdute le chinuie inconștientul. Dorința de raport sexual traducând nevoia de consolare și de alinare. Plăcerea, prin endomorfinele pe care le secretă și mângâierile, prin tandrețea care le definește, constituie cele mai bune antidoturi ale anxietății. Să mai notăm și că sângele menstrual conține o substanță mirositoare, în mod special afrodisiacă. Dorința satisfăcută, plăcerea. Când dorința ni se realizează, simțim o emoție mai mult decât agreabilă. Aceea este plăcerea. În civilizația noastră occidentală, grevată de mai multe milenii de regresiune, nu se știe prea bine nici ce este plăcerea, nici la ce folosește. Cu toate acestea, este o realitate biologică fundamentală și un fenomen psihologic capital. Natura sau Dumnezeu a vrut-o. Realitatea biologică, plăcerea, este susținută de un sistem. Sistemul hedonist. Tot așa cum respirația se fondează pe aparatul respirator, circulația pe sistemul circulator, iar viața psihică pe sistemul nervos. Acest sistem are proprii lui centri în creier, hipotalamusul și sistemul limbic, și propriile sale molecule, endomorfinele, pentru a nu le cita decât pe cele principale, secretate de neuronii acestor centri. Orice activitate plăcută, indiferent care ar fi aceea, pune la lucru funcția plăcerii și este însoțită de o creștere a endomorfinelor în sânge. De la cele mai simple acte naturale, băutul, mâncatul, respiratul, defecarea, urinatul și, bineînțeles, sexul, până la cele mai elaborate, sportul, arta, rugăciunile religioase, etc. Observăm că natura se dovedește generoasă acordând actelor noastre naturale caracteristica plăcerii. Să remarcăm, de asemenea, și unicitatea fenomenului plăcerii. Pentru orgasmul îndrăgostiților, pentru beția surferului, pentru beatitudinea amatorului de ciocolată, pentru fericirea muzicianului și pentru extazul mistic, există un numitor comun, endomorfinele, sau, ca să mă exprim mai corect, miracul endomorfinelor, adică endomorfinele, prin existența cărora plăcerea poate fi categorisită drept un fenomen psihologic capital, nemulțumite de a ne oferi doar starea orgasmică, ne-au mai rezervat și alte beneficii. Liniștea anxietății, stimularea stării de bine, atenuarea efectelor stresului, calmarea durerilor,
și stimularea facultăților intelectuale. Ele constituie, deci, tratamentul natural al suferinței, mahmurelii, angoasei, depresiei. Altă utilitate a plăcerii, ea este motorul acțiunilor noastre. Când acționăm, obținem un lung șir de binefaceri, plăcerea și întregul său cartegiu de fericire. O asemenea recompensă provoacă nevoia de a o lua de la capăt. Plăcerea, așadar, premiază acțiunile noastre și ne încurajează să le reînnoim. Să presupunem că vă chinuie foamea și zăriți un măr. Dacă nu ați mai gustat niciodată un asemenea fruct, veți ezita să-l culegeți. În sfârșit, întindeți mâna, îl culegeți și mușcați. Ce bun este! Ce fericire! Data viitoare, când veți vedea un măr, nu veți mai ezita, ba chiar vă veți repezi spre el. Într-adevăr, plăcerea ușurează acțiunea, iar forța care ne-a mișcat brațul nu este alta decât dorința. Dorința spontană, în cazul primului gest, dorința întărită de amintirea plăcerii, în al doilea. Natura a mai prevăzut și faptul că memoria trebuie să conserve amintirea plăcerilor anterioare. Însărcinată cu această memorie este nucleul amigdalian, afiliat centrelor plăcerii. Acolo fusese înregistrat astfel parfumul Madeleinei lui Proust. Iată cum plăcerea și amintirea sa alimentează și relansează dorința. Cu cât mai multă plăcere, cu atât mai multă dorință. Îmi spun că plăcerea mai are o funcție, încă mai grandioasă, pur și simplu de ordin metafizic, căci ne permite să ne asumăm existența noastră terestră. Mediul în care am fost aruncați noi, sărmane ființe umane, conține atâtea amenințări, ne pedepsește cu atâtea neajunsuri, stresuri și dureri, la care se adaugă angoasa de a fi muritor, încât abia ne ajung ziua întreagă, viața întreagă, spre a găsi modalități de a îndulci penibila condiție umană. Pentru acestea, oamenii, când nu l-au găsit pe Dumnezeu, s-au folosit de droguri, sub formă de plante în vechime, de tranquilizante în zilele noastre, de alcool din totdeauna. Bun, asta o știm, dar ceea ce nu știm este că utilizăm în permanență drogurile noastre interne, endomorfinele. Pentru plăcere, ne stimulăm sprinteni centrii hedonismului în fel și chip, prin copulație, joc, cântec, creație sau cine mai știe cum. Ce contează sticla? Totul e să te îmbete conținutul. Dacă drog este tot ceea ce ne putem face să ne suportăm teribila condiție, atunci plăcerea este drogul nostru existențial. După cum se vede, plăcerea nu înseamnă demirce latura vieții, ci însuși motorul ei. Speranța plăcerii te face să trăiești, iar dobândirea ei reînnoadă contractul cu viața. Plăcerea nu este un păcat, ci mijlocul nostru de a supraviețui. Fără plăcere, viața nu ar fi altceva decât o veșnică vale a plângerii. Ca orice drog, plăcerea își prezintă și reversul, starea de lipsă. Plăcerea dragostei nu este exceptată de la această lege. Sunteți îndrăgostit? Vă este inima răsfățată de bucurie, iar simțurile satisfăcute? Atunci, cantitatea de endomorfine se situează la un nivel bun. Este posibil chiar, în exaltarea pasiunii și a extazului orgasmic, ca această cantitate să ajungă până la uimitoare înălțimi. Dar iată că iubitul, iubita, absentează. În curând, deveniți morocănos, nervos, procentul de endomorfine coboară. Sunteți în lipsă. Partenerul se întoarce, procentul crește, moralul revine, viața se vede în roz, dar vai! Într-o zi neagră survine ruptura. Iată-vă distrus, lipsit de interes pentru indiferent ce. Iritabil, insomniac, ros de angoasă, neliniștit, de parcă v-ați aștepta moartea. Doar o ființă îmi lipsește, plânge poetul. Însă, biologul reține doar cuvântul lipsește și explică.
nivelul endomorfinelor s-a prăbușit, iar organismul își cere în gură mare doza lui de substanțe opioide, căci endomorfinele au structura chimică asemănătoare opiumului. Se poate așadar afirma că plăcerea dragostei este un soi de toxicomanie. Sunteți privat de ea, suferiți și nu mai aveți liniște până ce nu o veți regăsi. Pentru a încheia, să vedem din ce unghi studiază psihanaliza plăcerea. Pentru psihanaliză, plăcerea este componentă a jocului dintre tensiune și destindere. Dorința este resimțită ca o stare de tensiune psihică și fizică, plăcerea ca o agreabilă relaxare a acestei tensiuni. Toate ființele sunt conduse de principiul plăcerii, lege potrivit căreia activitatea noastră psihică are ca scop producerea plăcerii și evitarea neplăcerii. Astfel spus, plăcerea și neplăcerea ne motivează comportamentul, conștient sau inconștient. Totuși, pulsiunile noastre întâlnesc numeroase obstacole pe drumul împlinirii lor. Principiul plăcerii trebuie, deci, reglat de principiul realității, conform căruia, pentru a atinge țelul, pulsiunile noastre trebuie să țină seama de starea reală a lumii exterioare. Cele care nu țin seama de asta și încearcă să forțeze ieșirea, primesc o ploaie de lovituri și, astfel refulate, ajung din nou în tenebrele inconștientului, unde se transformă în complexe și alte nevroze. Dorința nesatisfăcută. Să rămâi numai cu dorința este ca și cum ai rămâne numai cu foamea. Când nu ne-am putut satisface dorința sexuală, rămânem într-o stare de tensiune, deosebit de neplăcută, cu atât mai mult cu cât am ratat în același timp inerentele efecte benefice ale plăcerii, calmarea anxietății, relansarea stării de bine, etc. Este motivul pentru care ne copleșesc tulburări de tot felul. Dacă frustrarea este trecătoare, trec și aceste tulburări. Dacă însă este reînnoită, tulburările se cronicizează. Este cazul orgasmului ratat la femei sau dezastruoasei experiențe a panei de erecție la bărbați. În special femeia este expusă frustrărilor dorinței, din cauza asimetriei dintre sexualitatea ei și cea a bărbatului, care o defavorizează. Pe de altă parte, orgasmul feminin, în general, are nevoie de un anumit timp pentru a se produce, pe când, din contră, orgasmul masculin survine rapid și de nestăpânit. Decalajul diminuează șansele femeii de a fi satisfăcută. Pe de altă parte, pentru a se simți împlinită, femeia are în general nevoie de mai multe orgasme și nici atunci nu obosește, pe când bărbatul se mulțumește cu o singură ejaculare, care, de altfel, îi reduce dorința și îl obosește. Dacă bărbatul mai are și dificultăți erectile sau ejaculare precoce, șansele femeii de a avea orgasm sunt încă mai reduse. Să ne oprim la situația în care femeia simte cum plăcerea supremă îi scapă. Imediat resimte durerea ale bazinului și spatelui, acolo unde, în mod normal, aștepta să invadeze plăcerea. Palpitațiile îi tulbură ritmul cardiac și devine anxioasă, furându-i se dreptul la plăcere, jignită că nu a servit decât la un fel de coș de gunoi în care bărbatul și-a aruncat sperma, abandonată, femeia se va simți dintr-o dată singură. Dacă experiența insatisfacției se repetă, pe termen lung, ar putea să devină din ce în ce mai nervoasă, mai anxioasă, mai angoasantă. S-ar putea chiar aluneca în depresie, iar trupul ei își va clama trauma prin intermediul diverselor suferințe psihosomatice. Migrene, dureri pelviene, dureri rahidiene, colită, obezitate, etc. A rata orgasmul înseamnă a rata revărsarea endomorfinelor pe care aceasta ar putea o provoca și, deci, a rata binefacerile inerente ale acestor neurohormoni, destinderea nervoasă, calmarea anxietății
starea de bine asemănătoare euforiei, relaxarea musculară. A rata orgasmul înseamnă și mai rău, să ajungi din ceea ce Reich numea implozie energetică. Hipertensionarea energetică, ce constituie excitația dorinței neputându-se elibera armonios prin seismul orgasmic, explodează în interiorul corpului și al sistemului nervos. Fenomen urmat de contracții ale mușchilor striați, de spasme ale orgasmelor interne, de vasoconstricții la nivelul circulator, defecțiuni care se traduc prin dureri și tulburări nervoase. Liniștiți-vă totuși, este la fel de posibil să scăpați de asemenea neplăceri. Vom vedea mai departe cum reușim să avem orgasm, dar și cum compensăm eventualele ratări. În afara cazurilor de dorință foarte ascuțită, care precede ori obligă la orgasm și pentru care satisfacția este imperativă, dorința în sine poate fi stăpânită și organizată fără grabă și în deplină trăire a fericirii. Fiecare dorință m-a îmbogățit mai mult decât posesia falsă întotdeauna a obiectului dorinței mele, scria Gide. În sine, dorința este deja plăcere. Așteptarea plăcerii constituie ea însăși o reală bucurie, pe când plăcerea propriu-zisă, aducând excitația la nivelul zero, pune capăt puseului vital. Este deci de preferat să facem dorința să dureze cât mai mult. Trebuie să ajungem să fim stăpânii ei. În acest sens, pot apărea mai multe situații. Sunteți alături de partener sau parteneră. De ce nu ați prelungit faza mângâierilor pielii, sexelor, în loc să treceți imediat la copulație? Chiar așa, cine vă obligă să treceți direct la asta? Chiar nu vă puteți oferi un moment de mângâieri gratuite fără să ajungeți automat la penetrare? Cât privește actul sexual propriu-zis, de ce nu ați face în așa fel încât acesta să dureze mai mult, foarte mult timp, înainte de a ejacula, realizând ceea ce eu numesc mângâierea interioară? Și de ce să ejaculați de fiecare dată? A suspenda dorința face parte din arta de a iubi. Cu doar puțină disciplină veți recolta o adevărată minunăție. Starea de conștiință intensă și elevată la care vă poate conduce senzualitatea exacerbată. Altă situație. Partenerul, partenera, nu este alături și iată că vă cuprinde până la iritare dorința. În loc să suferiți din cauza dorinței până seara, degustați-o și faceți tandre proiecte erotice. Construiți în minte buchetul de flori sau micul cadou care deschide sufletele. Inventați de pe acum noi mângâieri și sărutări surprinzătoare. Veți simți astfel cât de binevenită este dorința și cu câtă energie vitală vă încarcă. Situație mai dificilă. Partenerul, partenera, este inaccesibil sau inaccesibilă. Fie pentru că se află prea departe, fie pentru că nu vă vrea. În loc să vă prăbușiți în prăpastia oribilei frustrări, subliniați-o. Folosiți-vă de imperioasa energie libidinală și dirijați-o către o activitate creatoare. Se știe că unii artiști își impun castitatea voluntară, în așa fel încât întreaga lor energie să se dedice artei. Sublimarea chiar este posibilă. Dorința la feminin. Dorința sexuală a femeii este puternică, mai puternică decât a bărbatului. Bărbaților le-a fost întotdeauna teamă de dorința femeii. În toate epocile, în toate civilizațiile, acest fapt a fost recunoscut și a constituit axa în jurul căreia s-au constituit toate societățile. În vremurile matriarhale, energia sexuală a fost alături de privilegiul de a da viață și darul de a vindeca, una dintre puterile pe care bărbații le recunoșteau femeilor. Puteri care le plasau în capul familiei și al clanului și le înălțau pe tronul divinităților. Această putere înseamnă dorința intensă, care le făcea avide de bărbați, plăcerea violentă, care impresiona,
irezistibilă atracție exercitată și orgasmul ca un cutremur pe care contactul sexual cu ele îl declanșa în bărbați. Când convulsiile masculului încetau, el rămânea de un neclintit atașament față de ființa cu puteri vrăjitorești, care îl făcuse să își piardă capul și care, din acel moment, îi conducea destinul. În vremurile patriarhale, bărbații au preluat puterea și s-au organizat în așa fel încât să plaseze femeile în subordine și să le mențină astfel. Iată de ce cea mai mare parte a legilor civile și religioase nu a fost inventată decât cu un singur scop, să controleze femeia și, în special, să îi reprime sexualitatea. De la fascinație, bărbații au trecut la înfricoșare, drept pentru care au exercitat un adevărat terorism la adresa dorinței feminine. Pe de o parte, terorism fizic, mutilarea tinerilor, sechestrare, lapidarea adulterinelor. Pe de alta, terorism psihologic, devalorizarea sexualității feminine prin mitul păcatului originar, culpabilizarea plăcerii prin noțiunea de păcat al cărnii, etc. În toate epocile, bărbații au descris forța dorinței feminine, teama pe care le inspira și metodele utilizabile pentru a i se opune. Parcurgând în zbor secolele, voi cita doar câteva dintre acestea. Cu trei veacuri înainte de Isus, apărea în China manualul sexului fetei nevinovate. Se putea citi în paginile acestuia: femeia este mai puternică decât bărbatul, atât în ceea ce privește sexul, cât și constituția, tot așa cum apa este mai puternică decât focul. Și totuși, în loc să reprime sexualitatea feminină, taoiștii au inventat arta de a satisface femeia, fără a se epuiza, ori a-și pierde autoritatea. Grecia antică, la fel ca și cea mai mare parte a celorlalte țări, a imaginat povești cu vampiri. Aceste creaturi nu erau altceva decât fantomele femeilor care muriseră fără a fi satisfăcute, iar acum încercau să își stingă dorințele carnale de dincolo de moarte. În India întâlnim proverbul: nu sări focul oricâte lemne ai pune. Mării nu-i ajung toate râurile ca să umple cât vrea. Morții nu-i ajung niciodată cei vii și nici frumoaselor bărbații. În Europa Evului Mediu, sfinții părinți ai bisericilor vorbeau cu groază de concupiscența femeii. Yves, episcop de Chartres, declara în 1076: dezmățul într-un cuplu pornește de la femeie. Ea trebuie ținută în frâu cu fermitate. Sfântul Ioan Crisostomul adăuga: vrăjitoriile se datorează apetitului carnal al femeilor, care nu sunt altceva decât niște creaturi nesătule. Iar conciliul de la Macon din 588 se întreba dacă femeia chinuită de fornicație, ca și animalele, are oare suflet. În secolul al XVI-lea, pentru Montaigne, lucrurile erau de la sine înțelese. Ele sunt, fără îndoială, mai puternice și mai înflăcărate în dragoste decât noi. În ajutor, îl cheamă pe Juvenal, care relatează nopțile fierbinți ale mezalinei. După ce o făcuse de 21 de ori, în diverse companii, pleca dis de dimineață, încă încinsă de flăcările vulvei ei excitate. Ca și cum această exemplificare nu ar fi fost de ajuns, mai citează și o hotărâre a reginei Aragonului, care, pentru a reglementa și pentru a da un exemplu de moderație atât de necesară în cadrul căsătoriei, ordona ca limită legală numărul de 6 contacte pe zi, lăsând la o parte multe nevoi și dorințe ale propriului ei sex. Nicolas Venet, medic renumit în secolul al XVII-lea, afirma în 1687: femeile se simt atrase în mod natural de dragoste. Dorința pe care o au de satisfăcut este imensă,
iar prin aceasta împiedică dezvoltarea vidului pe care natura atât de mult îl detestă. Virey, celebru medic în secolul al XVIII-lea, raportând cercetările câtorva savanți pe care îi consultase, confirma: în ceea ce privește desfrâul, o femeie face cât doi bărbați și jumătate. Evaluare reluată de Larousse în urma propriilor cercetări un secol și jumătate mai târziu. În secolul al XIX-lea, medicii, preluând cu hotărârea ștafeta din mâna preoților, pun greutatea pseudoștiinței lor în slujba represiunii dorinței feminine. Cum să controlăm sexualitatea acestei hămesite? Se întreba doctorul Fio în 1880 și explică: superioritatea erotică a femeii este din fericire strict virtuală. Pentru a-și demonstra adevărata natură, femeia are nevoie de serviciile unui bărbat. Dorința nu îi se trezește decât dacă un bărbat o solicită. Plăcerea nu îi se aprinde decât dacă un bărbat o ațâță. În consecință, soțul va veghea spre a nu declanșa prea des, decât pe deplin motivat, dorința nevestei sale și în împlinirea actului, spre a nu-i dezlănțui orgasmul. Fiecare soție cinstită fiind potențial o insațiabilă amatoare de orgasm. Este de datoria soțului să împiedice această funestă metamorfoză, având grijă să nu provoace prin mângâieri excesive și periculoase. Alți autori confirmă că pentru a fi mai siguri asupra controlului reacțiilor femeii, aceasta trebuie dresată într-o pasivitate. Prefăcută, rușinoasă, stângace, aproape indiferentă, iată cum trebuie să fie o bună soție. O femeie cinstită nu are dorințe carnale. Dacă acest sistem de dresaj nu este suficient, se trece fără ezitare la utilizarea metodelor forte. Pentru femeile ale căror tendințe spre desfrânare și lubricitate sunt exagerate, precum nimfomanele și alte isterice, medicina propunea la alegere, după gravitatea cazului, aplicarea de cataplasme emoliente pe vulvă, luarea de sânge, centură pentru închiderea fantei sexuale sau mutilarea de organe, cauterizarea cu nitrat de argint sau arderea cu fierul roșu a clitorisului sau a vulvei, excizia clitorisului, suturarea buzelor mari. Cele mai mari nume ale medicinei, inclusiv membrii Academiei de Medicină, proslăveau și practicau asemenea operații. Cel din urmă tratament aplicat femeilor exagerat de lubrice era internarea în case de sănătate, unde, fără nicio ezitare, erau puse în cămașa de forță. Astfel, în epoca victoriană, dorința bărbaților înspăimântați s-a realizat în sfârșit. Majoritatea femeilor a fost deturnată de la sexualitate, devenind insensibilă și anorgasmică. Ca probă, iată constatarea pe care o făcea doctorul William Acton în 1840. Aș spune că majoritatea femeilor, din fericire pentru ele, nu mai este perturbată de pulsiunile sexuale. Nu mai am nicio îndoială asupra faptului că postul sexualității feminine e vacant. Dragostea de cămin, de copii și de muncă în gospodărie sunt singurele pasiuni care i-au rămas. O femeie cinstită dorește cu totul rar vreo gratificație sexuală pentru ea însăși. Când, în secolul al XX-lea, a apărut revoluția feministă, femeile care militau pentru a se elibera de statutul de oprimate nu au uitat, bineînțeles, de emanciparea sexuală. Cuceririle sociale și descoperirile medicinei aveau să le ofere mijloacele. Să le cităm doar pe cele principale: dreptul de a dispune de propria persoană, autonomia financiară, scăderea presiunii religioase și a opresiunii exercitate de opinia publică, facilizarea divorțurilor, contracepția, întreruperea voluntară a sarcinii și victoria sexologiei, care recunoaște bogăția erotică a femeii. Este momentul în care femeile își revendică dreptul la orgasm, pe care ele îl caută în mod activ, trecând la acțiune, luând inițiativa în oraș ca și în pat,
agățând bărbați, dezbrăcându-i, călărindu-i și exagerându-și din toate acestea plăcerea. Anumite femei proaspăt eliberate, îmbătate de libertatea abia îmbobocită, au aruncat în aer toate granițele, prinzând partenerii și aruncându-i mai apoi în atâta cruzime încât au îngrozit iarăși bărbații, agravând războiul sexelor. Dar, în afara acestor noi amazoane specifice Occidentului, majoritatea femeilor continuă să fie supuse aceleiași represiuni motivate de cele trei religii patriarhale, iudaismul, creștinismul și islamul. Nu ar fi rău ca amazoanele să învețe că erotismul este în același timp un demers spiritual și cea mai bună cale de reconciliere și de cooperare cu bărbații. În ceea ce privește blestemele și blestemățiile, femeile e bine să știe că nici Vechiul Testament și nici Noul Testament, nici Coranul nu condamnă bucuria simțurilor și că dorințele lor aparțin splendorilor iubirii. În sfârșit, trebuie să ne întrebăm ce aparține cu adevărat dorinței feminine și dacă femeia este cu siguranță acea ființă ferbinte, denunțată de-a lungul secolelor. Cine a văzut și a simțit incredibila putere a iubirii, dorinței și plăcerii feminine, cine a fost primit, înlănțuit, strâns, îmbrățișat de o femeie îndrăgostită, poate fi în mod legitim impresionat. Cine a observat dovezile secrete ale dorinței feminine, congestionarea nimfelor, zbaterea, deschiderea, puternica lor umezire, chemarea lor zvâgnitoare până la durere, nu poate să nu fie fascinat. Cine a ținut în brațe o femeie nebună de plăcere, cine a simțit forța imprevizibilă a îmbrățișorilor ei, cine a suportat zgârieturile, cine i-a auzit strigătele și a văzut desfacerea parcă în bucăți a trupului, cine a participat la această explozie a ființei feminine, s-a întâmplat să alunice într-o anumită stare de confuzie în fața energiei instinctive tăinuite în trupul femeii. Iată de ce unii bărbați admiră și doresc plăcerea feminină, pe când alții, pe nedrept, se alarmează. Aparent, femeia are o senzualitate superioară celei masculine. Pielea îi este peste tot hipersensibilă. Poate fi tulburată de o simplă atingere a mâinii sau de un sărut pe gât. Să fie acesta un dar nativ? Nici vorbă. Predispoziția este produsă de rolul pe care îl încredințează în același timp natura și societatea. Maternitatea, minunată comunicare corp la corp, veritabilă școală a mângâierilor, îi erotizează pielea, învățând-o totodată tandrețea și delicatețea, dar mai ales îi acordă permisiunea de a se bucura de ea însăși, fericită și spontană. Din acel moment, femeia își acordă dreptul de a resimți și a exprima emoțiile, de a trăi sensibilitatea a inimii și a pielii. De-a lungul vremurilor, obligate să rămână acasă, femeile s-au dedicat activităților mai puțin dure, precum vânatul sau agricultura, practicate de bărbați, cărora astfel sensibilitatea epidermică le-a fost în bună măsură îndepărtată. Mai mult, pe suprafața pielii feminine, posedă zone erogene specifice de un rafinament extrem. Sânii, de exemplu, a căror stimulare poate provoca plăceri excepționale și rapida excitare a sexului, uneori până la a declanșa chiar seismic orgasmic. Sexul feminin însuși este un ansamblu complex de țesături erectile, al căror volum este net superior celui masculin. El cuprinde trei puncte eminamente erogene: clitorisul, punctul G și fundurile de sac vaginale. Mulțumită acestui echipament al voluptății și naturii sale specifice, femeia este capabilă de nenumărate orgasme, înlănțuite ori separate. Adesea, două sau trei, uneori și mai multe.
Orgasmele ei, intense, sunt însoțite de strigăte și de mișcări impresionante. Un val puternic pare să o răpească, trup și suflet. Potențialul erotic al femeii este așadar admirabil, în ciuda represiunii milenare. Singura problemă în toată această comoară erotică a femeii este că, în timpul unirii sexelor, astfel spus, în căutarea satisfacerii dorinței, obținerea plăcerii este pentru ea mai puțin simplă decât pentru un bărbat. Dacă, singură, prin autostimulare, femeia este capabilă să aibă cu ușurință orgasm, împreună cu bărbatul, are adesea destule dificultăți. Vom vedea mai departe cum pot fi acestea remediate, iar bărbații, care se tem că nu pot acoperi apetitul sexual al femeii decât cu prețul unor eforturi excesive, trebuie să afle că o femeie poate fi satisfăcută din plin, fără ca bărbatul să se epuizeze. Grație artei de a iubi, numită mângâierea interioară, vom reveni. Sun King afirmă: orice pierdere a vigorii bărbatului poate fi atribuită modului său dezastruos de a face dragoste. Să mai afle și că femeia cu toată bogăția sa senzuală nu e ființă nesătulă care îl umple de groază. Femeia poate fi perfect fericită și echilibrată și fără a-și multiplica la infinit numărul orgasmelor. Ceea ce contează e calitatea schimburilor sexuale, nu cantitatea exploziilor orgasmice.